Hai sănătate la toată lumea! Bună! Astăzi fugim un pic de acasă, avem un pic de treabă pe la niște depozite de-astea de materiale, mergem să facem o comparație de prețuri. Având în vedere că e sezonul ăsta rece, poate găsim un pic ceva oferte la BCA-uri, la lemn, vedem cum stă treaba pe acolo. Și am decis să mergem puțin pe la Arsani, pe la Dedeman, un pic de comparație așa de prețuri. Ultima oară am cumpărat BCA-ul, s-o ceream cu 750 de lei. Mă gândesc acum dacă e sezonul ăsta rece, poate s-a mai lăsat ceva la preț, dar nu prea cred. Da, eu îmi fac datoria, mă duc să fac o comparație de prețuri. După care ne abatem puțin din drum, mergem la un centru de fier vechi, de fapt cel mai mare centru de fier vechi din Ploiești. Se numește Pasărea Albastră. Acolo putem găsi o grămadă de lucruri interesante, unelte, betoniere, schele metalice, tot felul de unelte, rănci, o grămadă de lucruri care sunt aruncate acolo la fier vechi, decât că trebuie să le căutăm. Eu mă duc mai mult să caut un cerc de ăsta să-mi fac o pirostrie, o să vedeți, vreau să-mi fac și o pirostrie de asta, să pot să mai pun un tuț, să mai încălzesc cu apă, să mai avem nevoie de câte una alta. Bai, mă, uite, eu dă o balamad, un fier. Vedem noi ce găsim pe acolo. Nu mă duc special pentru asta, dar dacă tot suntem în drum acolo spre materialele noastre, zic să arunc un uic și pe la centrul ăsta de fier vechi. O să vedeți, e frumos. Mergem pe acolo, ne plimbăm un pic, după care venim acasă, vedem ce rezolvăm pe ziua de astăzi. Eu ne-am treabă cu fiarele lui Cristi, dar dacă tot am auzit că merge la Ploiești, prin Dedeman, Arțani, m-am gândit să arunc o privire la ce oferte mai sunt pe acolo, lucruri casnice, vom vedea. Una peste alta vrea să-mi cheltuie banii și cam atâta o interesează pe aia. N-are treabă cu fiarele mele, ați văzut, ați fost martori, ea n-are treabă cu fiarele mele, dar să mai uită pe acolo una alta, o perdea, o dantelă, ce vrei. Nu se știe ce oferte găsesc. Asta e, așa sunt femeile. Nu mai pierdem timpul, ne îndreptăm către Ploiești. Și eu o să vă prezint acolo centrul ăla mare de fier vechi, Pasărea Albastră se numește. Și cei care sunteți interesați să ajungeți pe acolo, o să vă spun eu cam pe unde e. Vorbim și discutăm pe rubrica de comentarii. O grămadă de scule găsiți acolo, de la betonieră, v-am spus. Rangă, țev de gardă, absolut tot, are un preț pe kilogram, mi se pare 2,5 lei, nu mai știu sigur. Poate s-a mai ieftinit, poate s-a mai scumpit, mai multe la fața locului. Eu dacă cumpăr ceva, vă voi arăta. Haideți că ne apropiem de Ploiești. Zi frumoasă, senină. S-a încălzit un pic timpul. E super frumos afară. N-am mai fost la centrul ăsta de fier vechi de vreo 2 ani de zile. Nici nu știu ce mai fi pe acolo. L-a închis, nu l-a închis. Mergem la ghici, cum se zice. Dar e un centru foarte mare, nu cred că s-a închis. Nu o să intrăm pe Ploiești, o luăm pe o variantă pe aici, în stânga. E mai liberă șoseaua. Ne scoate direct acolo, la centrul ăsta de fier vechi. E drum și până oraș, dar e prea aglomerat. Sper să avem noroc astăzi. Poate găsim ceva, vreo unealtă, cine știe. Acolo e liber, poți să te plimbi. E foarte mare centrul ăsta de fier vechi. Eu mă duc mai mult să caut niște inele de-astea, niște cercuri pentru a-mi face o chirostrie, v-am spus de acasă. Și dacă pică ceva, e bine picat, bine primit. Mi-aduc aminte cu 2 ani, parcă am găsit o macara de 5 tone, dar n-aveam bani la mine, n-am fost pregătit. O macarată asta de ridicat de aia cu lanț cu manivelă. N-am fost pregătit, era aruncat acolo la fier vechi. Tot de la centrul ăsta de fier vechi am cumpărat toată tabla pentru centrala termică. Eu am făcut niște modificări la centrala noastră termică pe lemn. Și aveți clipuri acolo, primele noastre clipuri video cu centrala a fost. Și de acolo am cărat tot fierul, tablă de 6, de 8, de 10, absolut tot ce mi-a trebuit pentru... Chiar și țeava care am făcut vasul puffer, tot acolo am cumpărat-o.
O găsiți în filmele noastre, în primele filme, filme 4, 5, 6, cam așa. Găsiți video cu cum am făcut eu vasul Puffer, cum am modificat cazanul Viadrus, l-am căptușit cu șamotă, e mult de discutat. Și acum de asta, să vedem ce mai fi pe acolo, ce-am mai adus nou, sunt și eu curios. Rămâne de văzut. Deci suntem pe varianta ocolitoare. Drumul ăsta duce către DN1 București. Noi facem dreapta pe aici, pe spate. N-am vrut să mai mă bag pe în oraș, că e foarte aglomerat. Și am ales drumul ăsta, că e mult mai simplu. Pentru cei care cunosc zona Ploiești, asta e Mihai Bravo. Valea Teleajenului Mihai Bravo. Aici este situat centrul ăsta de fier vechi. Rafinăria Valea Teleajă. Ne uitați câta mai rafinărie este aici. Câte locuri de muncă au fost aici. Ne apropiem de Pasărea Albastră, intrăm chiar după mașina aia mare. Așa îi spune la centrul ăsta de fier vechi, Pasărea Albastră. Asta e. Vedem și noi pe unde putem trage mașina. Aici puteți găsi o grămadă de fiare, țef pentru garduri, diferite profile, cornier. Ia uite ce profil U aici. Interesant, tabla industrială, merge la câini, făcut pe acoperiș de asta. Și cadă de baie. Tronsoane de schelă. O grămadă lucruri importante. Uite cântar, să vedem dacă merge cântar. E mort.
Ia uitați remorcă adusă la fier vechi. Remorcă bună. Ia uitați aici colțare noi, nouță de tablă. Shorturi sau cum se spune la asta. Unele din ele sunt chiar foarte bune. Cred că o să luăm și noi niște de-astea până la căței, ca și strașină, ca și pe marginea la dăpostul lor. Foarte bună. Un pachet întreg. Ia uitați cât a mai era stelul, cât a mai raftul. Decât să-i pui pod și poți să folosești și pentru scule, pentru orice merge ăsta acolo. Dacă l-ai băgat pe ăsta într-o cămară, pui pe el toate murăturile, toate dulcețurile. Foarte interesant. Sunt o grămadă aici. Făcute de agate. O grămadă utilaje. Ia uitați grătar aici, dar gata, un metru pătat de grătar. Aici spirale, tarozi. Betoniere. Spre exemplu, asta are coroana foarte bună. Deci coroana poate fi folosită. Și cuva e bună. De cât motorul trebuie. Haideți că am revenit, n-am mai filmat ieri că ne-a prins întunericul pe drum, am avut destulă treabă și am avut o zi norocoasă ieri la centru de fier vechi, am găsit niște colțare de-astea frontoane, nu știu cum să le spun, cei care se ocupă cu tablă, de pune pe învelitor de-astea pe casă, știu despre ce-i vorba. Cam așa arată un colțar de-asta. Bineînțeles că sunt prăfuite, au fost acolo depozitate una peste alta, grămadă, stivă, dar unele din ele, chiar noi, ia priviți, ăsta de exemplu e ambalat în țiplă, îl desfac eu acum să vedeți mai exact despre ce e vorba.
au țipla pe ele. Sunt noi nouțe. Cred că au fost ca și rebut, nu știu ce s-a întâmplat, poate s-au greșit dimensiunile la ele, nu, n-am de unde să știu. Cert e că sunt ca noi, au și folie. Și acum o să vă întrebați ce fac eu cu tabla asta, cu colțarele astea, pentru ce le-am luat, că le-am luat cu un scop, nu? E bine, m-am gândit că dacă facem adăpostul la câine acolo, ca la orice casă avem nevoie de o strașină, o protecție la lemnul nostru, da? La grinda de lemn. Chiar și noi la casă avem așa ceva. Și vă spun că sunt destul de scumpe în magazin. Când am cumpărat noi tabla la casă, accesoriile a costat aproape cât tabla. Deci, vă dați seama, poate să fie un de ăsta poate să fie 30-40 de lei, până la 50 de lei, în funcție de grosimea și calitatea tablei. Le văd destul de solide, destul de groase, cred că e un 0.5, mai mult ca sigur, sunt foarte solide. Și am avut norocul să găsesc aceste frontoane acolo, foarte bune pentru construcție, mai ales că noi facem acolo adăpostul la câini, poți să pui pe marginea padocului, în față, în spate, la streașină, să nu se prelingă apa, de are și asta merge direct la șgheam, dacă vedeți, e puțin evazat așa, deci cum să scurge apa, să o arunce direct în șgheam, are aici fanta asta ieșită în afară. Eu zic că am dat lovitura cu ele, pentru că le-am luat cu 2,50 lei kilogramul și n-am luat numai tabla asta, am luat mai multe, am luat și o nicovală de asta de cale ferată. Nu aveam pe ce să îndrept un fier, am luat-o și cu două găuri, mai pot să strâng ceva aici, să bagi un fier. Un cupon de cale ferată foarte bun în curtea omului, îndrepți acolo o tablă, un fier, se găsește de întrebuințare. E foarte bun în curtea omului. Am mai luat țeava asta de aici. O țeavă destul de groasă. Am luat tronsonul ăsta pentru a-l tăia eu fâșii la 3-4 cm. Să fac pirostrie pentru tuci, pentru mai multe vase de-astea, să poți încălzi afară, pentru, de exemplu, tai un curcat de-asta mai mare, trebuie să încălzești o cantitate mare de apă. Și așa am zis să fac o pirostrie din țeavă perfectă, rotundă, să nu mai stai eu să îndoi fier beton și să mai mă încurc cu așa ceva. Am luat țeava asta, foarte groasă în carne, cred că are undeva la 10-12 mm, nu știu sigur. Am să pun eu șuburi pe aia și am luat să fie, poate scot de aici 3-4 pirostri, să fie. Am găsit și una bucată fier, beton, cred că e de 14, să-i facem picioare la pirostrie. Toate astea m-a costat, deci cuponul de cale ferată, tronsonul ăsta de țeavă care e destul de greu, bara asta de fier. Pachetele de colțare, frontoane. Așa, sunt noi nouțe. Deci un pachet, 2, 3 pachete, ia uitați-vă. Sunt noi nouțe în țipă, nu le-am scos de aici. Așa, astea n-am găsit decât 4 bucăți. Sunt foarte bune, era bine dacă găseam de astea mai multe. Mai avem aici un box. Ăsta e alt profil, ia să scoatem și una de asta. Așa. Unde rămăsesem. Deci toate astea m-a costat 200 de lei. Da? 2 milioane bani vechi. Dacă mă duceam în magazin să cumpăr niște colțare de-astea, dădeam 2 milioane numai pe 5-6 bucăți de-astea. Pentru că v-am spus, e destul de scump un fronton de-asta. 35, 40, 50, 60 în funcție de grosimea și calitatea tablei. Și ăsta foarte bun, ia priviți.
Ia să văd de la ce firmă e. Bravo Internațional SRL. Profil acoperire pazie, 2 metri. Carol Ral. Ia să vă arăt aici. Sper că se vede. Le sunt foarte mulțumit de achiziție. Chiar aveam nevoie de așa ceva. Plus că vreau să fac și un garaj la mașină acolo în spate. E foarte bun. Pui pe margine, în față, lateral, spate. Este extraordinar. Cred că mă duc să mai iau, că era o stivă imensă acolo. Cred că mă duc să mai iau câteva pachete să fie în curte. Niciodată nu se știe cum poți proteja un lemn, un garaj, o coteață, nu se știe, un coteaț de găini. Să fie în curte, la banii ăștia mi se pare pomană. Pomană, pomană. Și o cotecioară de aia mică de câine, dacă faci, ai pus, ați văzut Nils cum roade. I-ai pus două frontoane de astea, multă sănătate. Nu mai roade nimic. Deci, foarte, foarte bune. M-a costat mult mai puțin dacă luam doar tabla, dar a cântărit foarte mult bucata aia de țeavă cu cuponul acela de cale ferată. Dacă luam doar colțarele, cred că dădeam undeva la 100 de lei, maxim. Poate și mai puțin, pentru că alea au cântărit destul de mult. V-am spus de la început că sunt lucruri interesante, depinde cum ai norocul și ce găsești în momentul care te duci acolo. Câteodată nu găsești mai nimic, dar câteodată ai pe ce pune mâna. Nu pleci fără să cumperi ceva de acolo. Acum să strâng colțarele, să vedem pe unde le depozităm. Ce să zic, sper că v-a plăcut acest video, poate unii dintre voi aveți nevoie de așa ceva, vă sfătuiesc să vă duceți acolo. Sunt aproape ca și noi. Ce să zic, face toți bani, adică n-are rost să dai o spinare de bani pentru niște tablă care o pui la un garaj, o coteață și așa mai departe. V-am spus și vă repet, aceste accesorii costă foarte mult, costă aproape cât tabla. De-astea le-am și luat, să fie acolo în curte, niciodată nu se știe când îți trebuie o bucată de tablă. Așa ai luat-o și îți faci treaba fără niciun fel de problemă. Am să le depozitez repede pe undeva și cred că mă duc să mai cumpăr vreo 4-5 baxuri să fie în curte, niciodată nu se știe. Plus că eu am de construit în spate acolo foarte mult. Vreau să fac o magazie lungă unde să bag și mașinile și să depozitez și niște lemne de foc, mai multe. Deci eu le găsesc întrebuințarea, chiar aveam nevoie de așa ceva. Și ce să zic, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați un share, un like, să mai vadă și alții, că ați văzut bine, sunt o grămadă de lucruri interesante, fiecare depinde ce îl interesează. Toată treaba e să le cotrobăiți acolo în grămada cu fier. Și oricum ei le au destul de selectiv puse, tablă la tablă, găsiți tobe de mașini, am văzut acolo niște tobe, niște burlane, galerii de mașini, cei care sunteți pasionați, puteți să vă duceți acolo să vă modificați admisia, evacuarea, aveți de unde să alegeți, fel de fel de lucruri interesante găsiți acolo. Jante am văzut de mașină, decât că trebuie căutate. Bun, nu mai pierdem timpul, că am și o treabă. Ce să zic, multă sănătate la toată lumea și cei care vreți mai multe detalii cum să ajungeți acolo, ne vedem pe rubrica de comentarii și vă explic la fix drumul către centrul de fier vechi acolo. Bun, cam atât, v-am pupat și ne vedem în următorul episod. Ciao!